Dacă nu ai văzut Naruto, trebuie să știi că videoclipurile de acest tip conțin spoilere. Enjoy! Itachi Uchiha a fost un shinobi al clanului Uchiha din Konohagakure, care a servit ca și capitan al forțelor Anbu la doar 13 ani. Ulterior a devenit criminal internațional după ce și-a ucis întregul clan, scutindu-l doar pe fratele său mai mic, Sasuke. S-a alăturat organizației criminale internaționale cunoscută sub numele de Akatsuki, a cărei activitate l-a adus în conflicte frecvente cu Konoha și implicit Sasuke, care a încercat să-și răzbune clanul ucigându-l pe Itachi. După moartea sa, motivele lui Itachi s-au dovedit a fi mai complicate decât păreau și acțiunile sale erau doar în interesul fratelui și al satului său, făcându-l să rămână un shinobi loial al Konohagakure până la capăt. Știți cine mai e loial? Eneba. În continuare, găsiți pe site-ul reduceri la jocuri pe orice platformă vreți voi. Fie că vreți jocuri apărute recent sau mai vechi, în fiecare săptămână au reduceri noi și puteți introduce codul LAMISTO pentru o mică reducere. Dacă vă înregistrați cu linkul din descriere, veți primi și 1 euro la înregistrare. Pentru amici sau familie, puteți cumpăra carduri cadou, chiar și puncte de joc. Și apropo, au oferte bune la Game Time dacă jucați World of Warcraft. Dacă nu ai cumpărat nimic de pe Eneba până acum, să știi că ai un link în descriere către site. Încearcă să vezi cum e site-ul, nu pierzi nimic. Revenim la Itachi. Itachi a fost primul copil al lui Mikoto și Fugaku Uchiha. Copilăria sa a fost marcată de violență. La vârsta de 4 ani a asistat la măcelul produs de cel de-al treilea mare război shinobi și chiar mai mult a asistat direct la încercarea de asasinare a sa din partea unui shinobi pe care chiar el îl ajutase. Moartea și distrugerea pe care le-a trăit la o vârstă atât de fragedă l-au traumatizat pe Itachi și l-au făcut pacifist, determinându-l să se antreneze continuu pentru a-și atinge visul de a deveni un ninja foarte bun pentru a șterge luptele din lume. La vârsta de 5 ani, după ce a devenit un frate mai mare pentru Sasuke, Itachi a fost abordat de Shisui, care s-a oferit să se antreneze împreună. Curând, cei doi au devenit cei mai buni prieteni, formând o legătură asemănătoare unui frate, în timp ce continuau să învețe noi trucuri. În timpul atacului bestiei cu 9 cozi, el a fost singur acasă, având grijă de Sasuke, toate acestea în timp ce reușește să o salveze pe mama sa, pe Mikoto, de resturile care cădeau, iar în anime căuta adăpost cu Izumi. Atacul bestiei cu 9 cozi a înrăutățit relațiile dintre conducerea lui Konoha și clanul Uchiha, pentru că vulpea putea fi controlată cu ajutorul Sharinganului, dar cel de-al treilea Hokage nu a știut că de fapt Danzo le-a ordonat celor din clan să nu se ocupe de Kyuubi, ci să protejeze cetățenii și să nu se implice în lupta cu bestia. De aceea, clanul Uchiha a fost mutat la marginea satului, izolându-i de restul satului și facilitând monitorizarea lor, lucru ce în timp i-a înfuriat destul de tare. La vârsta de 6 ani, Itachi s-a înscris la Academia Ninja, unde a obținut în mod constant cele mai mari note la fiecare disciplină și și-a dezvoltat rapid multe abilități, ceea ce a făcut ca el să fie lăudat drept cel mai bun din generația sa. După 4 luni, profesorii săi au fost de acord în unanimitate să-l lase să susțină examenul de absolvire mai devreme, deoarece Itachi a fost suficient de avansat pentru nivelul de genin pe care l-a trecut mai târziu, chiar în acea lună. În acest timp a început să studieze serios istoria lumii, începând să o aprecieze destul de mult. În ziua în care a absolvit Academia, ca fiind cel mai tânăr absolvent postbelic, a fost abordat de Danzo Shimura, care a evaluat gândirea lui Itachi. Alăturându-se echipei 2, Itachi a continuat să-și perfecționeze abilitățile la nivel Chunin, aducându-l în atenția liderilor din Konoha. Îndeplinind criteriile, Fugaku i-a permis să participe la întâlnirile clanului din subsolul altarului Naka. Aproape un an de la absolvire, Itachi stăpânise ninjutsu în măsura în care misiunile sale mergeau prea ușor, deși Yuki Minazuki nu l-a recomandat pentru examenele Chunin. După ce au împlinit 8 ani, întrucât geniul echipei 2 se distinsese cel mai mult în cursul anului, au fost însărcinați să-l păzească pe Daimyo de foc în timpul călătoriei sale anuale în Konoha. În timpul misiunii, convoiul a fost atacat de un individ mascat care a ucis-o pe Tenma Izumo în fața lui Itachi, astfel trezindu-i Sharinganul pe care l-a stăpânit la aceeași vârstă. La vârsta de 10 ani, oficialii din Konoha i-au permis lui Itachi să concureze singur la examenele Chunin, pe care le-a și trecut și a devenit Chunin. La vârsta de 11 ani, a fost admis în Anbu. Realizările lui Itachi au fost o sursă de mare mândrie pentru familia sa, tatăl său îl privea drept o dovadă a prosperității viitoare a clanului Uchiha, iar fratele său îl privea ca pe un model pe care dorește să-l și depășească. Itachi a petrecut mult timp cu Sasuke, antrenându-se cu el, deși rare ori antrenându-l pe Sasuke, și oferindu-i recunoașterea pe care tatăl lor nu i-o oferea.
Cu toate acestea, pentru toată atenția pe care a primit-o, puțin l-au înțeles cu adevărat pe Itachi, crezând că izolarea sa este rezultatul decalajului dintre abilitățile sale și ale lor și nu nemulțumirea sa față de viața conflictuară din lumea Shinobi. În cele din urmă, disprețul Uchiha pentru tratamentul lor nedrept i-a determinat să planifice o lovitură de stat. Fugaku, șeful Uchiha și conspiratorul șef al loviturii de stat, a încurajat avansarea lui Itachi în rândurile Anbu ca mijloc de spionaj al satului. Cu toate acestea, Itachi știa că o lovitură de stat va duce la intervenția din alte sate și în cele din urmă va începe un alt război mondial, lucru pe care nu l-ar putea susține. El a devenit în schimb un agent dublu, raportând acțiunile celor din Uchiha către cel de-al treilea Hokage și Consiliul Konoha, în speranța că îi va ajuta să găsească o rezoluție pașnică. Dar pe măsură ce trecea timpul, a devenit din ce în ce mai clar că pacea nu poate fi realizată. Shisui intenționa să folosească Koto Amatsukami pe liderii Uchiha pentru a-i obliga să negocieze, dar ochiul său drept a fost furat de Danzo înainte de a avea o șansă. Opțiunile sale fiind epuizate, Shisui i-a încredințat ochiul rămas lui Itachi și l-a rugat să protejeze satul și numele de familie înainte de a se sinucide aruncându-se în râul Naka. Itachi a fost neliniștit de moartea lui Shisui, suficient pentru a-și trezi Mangekyo Sharingan. Când a doua zi, trei membri din clanul Uchiha, care îl suspectau deja pe Itachi, l-au acuzat de uciderea lui Shisui și organizarea unei presupuse sinucideri, Itachi și-a pierdut calmul și i-a atacat, învingându-i cu ușurință. Astfel a fost creată o ruptură între Itachi și familia sa, iar avertismentele adresate acestora pentru a reconsidera ceea ce făceau au căzut pe urechi surde. La vârsta de 12 ani a fost avansat ca și capitan Anbu, vârsta de promovare dezvăluită public fiind de 13 ani, dar din cauza cererii lui Danzo a fost acceptată și de Hiruzen. Deși al treilea Hokage încă dorea să negocieze cu cei din clanul Uchiha, Danzo Shimura a recunoscut că nu mai există un rezultat în care să poată vedea supraviețuirea clanului Uchiha. El i-a explicat acest lucru lui Itachi și i-a lăsat o alegere: să susțină lovitura de stat a clanului și să fie ucis împreună cu toți cei din clan, sau să accepte misiunea de a asasina întregul clan înainte de începerea loviturii de stat, permițându-i astfel să-l cruțe pe Sasuke. Itachi, bineînțeles, și-a ales fratele în detrimentul clanului. În ciuda faptului că a făcut alegerea, fiind împins, dar nu și obligat, Itachi a fost chinuit de vinovăție, mai ales știind că Shisui nu i-ar fi iertat niciodată alegerea lui Itachi de a distruge clanul. Totuși, amintindu-și cuvintele tatălui său de a nu lăsa pe alții să decidă lucrurile pentru viața sa, a decis să-și continue drumul. În timp ce făcea ultimele pregătiri, Itachi a descoperit un bărbat mascat care se furișea în jurul lui Konoha. De la observarea lui, a ajuns să creadă că bărbatul era cu adevărat Madara Uchiha, ce dorește să provoace un nou conflict. Itachi l-a abordat cu o ofertă: îl va ajuta pe Madara cu eliminarea clanului Uchiha, răzbunându-se pentru că l-au abandonat cu zeci de ani mai devreme, cu o singură condiție: ca Madara să cruțe satul, cu care a fost și de acord. Într-o noapte, Itachi și Madara, de fapt Obito, au asasinat întregul clan. Itachi și-a asumat să-și execute personal părinții. În ciuda trădării sale, ei nu i-au purtat nicio reavoință, cu puțin înainte de a fi uciși, au spus că sunt mândri de el și i-au cerut să aibă grijă de Sasuke. Afectat de durere pentru acțiunile sale, Itachi a văzut în Sasuke singura persoană potrivită pentru a-l pedepsi pentru crimele sale. Pentru a-l pune pe Sasuke pe acest drum, el s-a aruncat ca și răufăcător, permițându-lui Sasuke să-l găsească stând deasupra corpurilor părinților lor și folosind Tsukuyomi pentru a-l chinui cu viziunea ale crimelor lui. Sasuke a fugit temându-se pentru propria sa viață, dar Itachi l-a urmărit pentru a divulga minciuna pe care a inventat-o. Le-a ucis familia pentru a-și testa forța și acum a vrut să se testeze împotriva singurei provocări rămase pentru el, fratele mai mic pe care nu-l iubise niciodată. El l-a încurajat pe Sasuke să devină suficient de puternic pentru a-l ucide și a se răzbuna și în acest scop i-a sugerat să trezească o nouă abilitate oculară, un Mangekyo Sharingan propriu. Itachi a plecat, dar a fost surprins să afle că Sasuke îl urmărea deja cu un Sharingan, dar în anime Sharinganul lui Sasuke a apărut abia în prima parte a episodului 16, când s-a luptat cu oglinzile de gheață ale lui Haku. Încercarea lui Sasuke de răzbunare a eșuat și a leșinat, dar nu înainte de a-l vedea pe Itachi plângând de remușcări. Ulterior, Itachi și-a deghizat o clonă de corbi ca și membru în Root pentru a-l amenința pe Danzo că va dezvălui secretele din Konoha altor sate inamice dacă l-ar atinge pe Sasuke, realizând că Danzo nu este o persoană de încredere și nu-și ține promisiunile. Ca și ultima sa acțiune în sat, Itachi l-a vizitat pe cel de-al treilea Hokage și a raportat misiunea sa finalizată, spre surprinderea și dezamăgirea celui de-al treilea. Itachi a părăsit satul din Konoha în mod public ca și trădător, dar în secret cu o nouă misiune: să se infiltreze
în organizația lui Tobi, Akatsuki, și să-l împiedice să facă mișcări împotriva Konoha. În anime, la un moment dat după ce s-a alăturat organizației, a fost inițial asociat cu Juzo Biwa. În timp ce se obișnuia cu noul său cadru, dar și cu partenerul său, duo-ul a primit în cele din urmă o misiune în Țara Apelor. După finalizare, au fost ambuscați de o echipă de vânătoare conduse de Yagura. În timp ce inițial era presat de un Jinchuriki perfect, Itachi a reușit să-l învingă cu Amaterasu, dar nu înainte ca Juzo să fie ucis. Ceva mai târziu, Orochimaru a încercat să fure corpul lui Itachi pentru a-i câștiga Sharingan-ul, dar Itachi l-a copleșit cu ușurință, prinzându-l într-o paralizie genjutsu și tăindu-i mâna stângă pentru a-l împiedica să elibereze genjutsu-ul. În anime, Itachi și-a exprimat dezgustul față de Orochimaru pentru experimentele sale inumane și era pe cale să-l omoare când Kabuto l-a salvat, dar Orochimaru a fost obligat să părăsească Akatsuki. Mai târziu, Itachi a fost parteneriat cu Kisame Hoshigaki, cu care s-a legat de notorietatea lor comună pentru uciderea propriilor connaționali. Pentru a găsi un locuitor pentru Orochimaru, Itachi a ajutat la recrutarea lui Deidara, a cărei artă a învins-o prin genjutsu. Deidara va jura pentru totdeauna răzbunare pentru înfrângerea umilitoare. În anime, Itachi a ajutat și la recrutarea lui Hidan. Pain, în cele din urmă, a aflat de încercarea lui Orochimaru de a distruge Konoha și a cerut o echipă să investigheze, pe care Itachi a oferit-o imediat, din motive de îngrijorare pentru siguranța fratelui său mai mic. La un moment dat, Itachi a contactat o boală terminală. El s-a ținut în viață de-a lungul anilor cu medicamente și forță de voință pură, astfel încât să poată trăi suficient de mult încât să moară de mâna lui Sasuke. Despre personalitatea lui Itachi, luptele sale după ce a intrat în Akatsuki și discuțiile cu Naruto despre fratele său, voi continua într-un nou videoclip. Până atunci, cu voi a fost Mihai, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să lăsați un like, subscribe dacă nu ați făcut-o încă și ne auzim în curând. Peace! Peace on you too, you son of a bitch! I'm going back to Italia!